Salutare, prieteni! Iată-ne din nou la pescuit. De această dată tot la munte, pescuim tot la Păstrăv. Vremea este una superbă, așa că haideți să pregătim echipamentul și să ne apucăm de treabă. Ca și echipament voi folosi astăzi lanseta de la RTB, modelul Piacere de 0,56 grame. Uite, l-am scăpat odată, dar a doua oară l-am luat. Nu e mare. Micuț. Tot la guma de la Berkeley. Să îi udăm pe mâini. Știam că e acolo. Primul vierme mi l-a luat. Mi l-a tocat. Facem o poză și le liberăm. Fugi, 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 fugi. Haideți că și-a revenit, l-a închinuit puțin. Păstrăvul este o specie de pește care moare foarte repede. Din acest motiv, trebuie manipulat cu grijă și nu trebuie ținut foarte mult afară, din apă. Uite, știam că e acolo un mititel. Tot la gumiță. Hop. Facem și o pozică repede și le liberăm. S-a dus. Ohohoho. No. Da, unul frumos. Unul frumos de această dată. Stătea el liniștit acolo în marginea curentului. Îl dăm pe mâini. Uite. A intrat la gumița de la Berkeley. Fermișorul de culoare albă. Haideți să-l și eliberăm repede. Dus. The king of the forest. Cum ar spune ursul Bălu, să cauți strictul necesar este un dar. Să vezi că a fost camera oprită.
Tocmai ce am prins unul și a fost camera oprită. Mama lui și frumos, o, ce coadă roz are. De două ori am dat după el, de două ori s-a agățat, de două ori a scăpat. Merită și o poză, săracul. Gata, s-a eliberat singur.